Adrian Buga este istoric și critic de artă. Apropiat al familiei Redlinger, a pregătit cu aceștia o expoziție de amintire a artistei de origine evrească, Alma Redlinger. Pictorița a avut 7 expoziții aici, toate pregătite cu meticulozitate împreună cu toți ai ei, soțul și fiicele sale. Alături de Ladislau Redlinger, ajungem la Galeria Simeza pentru a le asculta povestea de viață și creație. Sunt extrem de emoționat la prima expoziție în acest loc, chiar cu Alma Redlinger. Chiar am învățat de la Alma Redlinger să văd viața cu ajutorul artei și să o înțeleg și să văd arta cu ajutorul vieții. Este un lucru la care țin foarte mult. Pentru Ladislau Redlinger, să fie între lucrările soției înseamnă să fie acasă. Într-o viață împreună, pictura a fost decorul în care dragostea lor a existat. 77 de ani împreună, 77 de ani de armonie, tihnă și frumos. Ea există aici, e prezentă prin tablourile care vorbesc despre gândurile ei, despre arta ei, vorbește. Ea vorbea foarte puțin, la expoziții spunea, tablourile vorbesc mai bine decât mine. Unul dintre favoritele mele este acest tablou din spate, model în atelier. Sunt de acord. Eu vă propun să ne apropiem și să ne discutăm apropiem despre detalii, despre tușe. De multe ori încercam să decriptez arta Almei Redlinger cu ajutorul lupei, dacă pot să zic așa, adică încercând să pătrund dincolo de lucrare și să mă apropii și cu sentimentele mele și cu privirea. A apărut un tânăr care se uita la fiecare tablou insistent și pe urmă ne-am apropiat și am rămas prieteni. Și a devenit unul dintre criticii de artă care au contribuit la mai multe expoziții ale noastre. Atunci când am fost privilegiat să îmi facă portretul, am simțit că cineva pătrunde cu privirea adânc în sufletul meu, a reușit să înțeleagă dincolo de forme, dincolo de imagine, chiar să ajungă la imaginea lăuntrică. Mă bazez foarte mult pe această emoție artistică, pe tot ce înseamnă iubirea și cred că iubirea familiei pentru Alma Redlinger a contat foarte mult în lunga sa viață artistică. De altfel ca toată viața mea a fost și pictura. Adică am făcut pictură de la început până la sfârșit. Am căsătorit cu soțul meu tot atunci, de când am început pictura, puțin, mă rog, de cunoscut ne-am cunoscut atunci. Și, cum să vă spun, totul a mers pe lin. N-am avut întreruperi. V-ați cunoscut? A fost acum 80 de ani. Eram la un cerc de poezie cu sora ei, Mijlocie Nectara. Am avut niște bilete de operă la care am vrut să o invit. M-am dus la ei în Antim. Niște scări care intră, o casă veche. Am intrat, am ajuns în ultima cameră, care dădea spre baie și de acolo a ieșit o fetiță de 16 ani cu părul până la mijloc. Am văzut-o și s-a dus cu mine, acolo am rămas. Pentru mine fetița aceea a fost femeia. După 4 ani ne-am căsătorit și 77 de ani am fost împreună. I-a unit iubirea de viață și aceleași bucurii de la muzică, de la cărți, de la cinema. Tot
orașul, tot cartierul îi știa, plimbându-se de mână, peste tot ieșeau. Așa au străbătut viața. A fost cât două secunde. Am fi vrut să mai fie încă o dată pe atât. Am fi vrut să ajungem împreună la vârsta de 100 de ani, apoi să ajungem și mai departe la 100 de ani împreună. Ar mai fi fost încă 23 de ani. Dar ea n-a rezistat. Ajungem în atelierul din casa Redlinger. Lucrările semnate de Alma inundă încăperea, locuința. Artista, soția, mama, a creat lumină și liniște ca un adăpost pe pânză. Ducându-mă în atelierul lor, am observat un pat îngust de un metru și chiar m-am întrebat oare cum dorm. A fost un moment intim la care am participat pentru că mi-au povestit că dorm îmbrățișați. Prea mă pricep eu la vorbe. O viață plină împreună a fost și este. Mă duceam după ea la școală să o iau, până când a fost exclusă din școală, după legile acelea rasiale care au apărut atunci. Atunci a ajuns la școala Maxi pentru că nu mai putea să meargă la școli oficiale. Vorbim de perioada 1939-42 în care legile rasiale au însemnat extrem de mult pentru țara noastră. Din păcate, au fost extrem de mulți evrei care au fost dați afară din învățământ, din instituțiile publice și au existat școli profesionale care au invitat tinerii evrei să învețe și să studieze. Sunt renumitele școli Abason, mai este încă un profesor care a salvat evreii aceștia cu ajutorul culturii și cu ajutorul artei. Copiii de 16, 17, 18, 20 de ani munceau la muncă obligatorie și seara veneau 3 ore la Maxi să picteze. Aveau chef de pictură pentru că erau tineri. Renumit profesorul Maxi a reușit să-i unească și să îi învețe mai multe tipuri de a trata arta. Deci se poate spune că o măsură de persecuție rasială a dus la cariera dumneavoastră actuală? Da. Eu făceam o școală de contabilitate. Și dacă am întrerupt, dacă nu întrerupeam, probabil că eram acum contabilă, care câștiga bine. Emană tablourile o atmosferă și o căldură deosebită. A intrat ieri în galerie un domn în scaun cu rotile. A zis că îl cheamă Luca, că și el e pictor. S-a plimbat prin expoziție și când a ieșit a spus, m-am liniștit. Parcă ar fi fost la o biserică sau la undeva unde a făcut un ritual. I-a plăcut și foarte multă lume care a intrat a spus că expoziția e frumoasă și e frumoasă. În primul rând lucrărilor lui mama, dar sigur că și Adrian a venit întotdeauna cu niște idei care au contribuit mult. După terminarea școlii, a făcut documentările în România. Toată România, de la un capăt la celălalt. De la mare până la munți, din nord până la sud, până la Dunăre, Moldova, Transilvania, Muntenia, Oltenia, Banatul, toată țara. Poate
ar fi mai ușor să spun unde n-a fost. Eram în legătură prin scrisor, scria scrisorile extraordinar. Trăiam viața pe care o ducea în documentar, o trăiam prin scrisorile ei și pe urmă prin povestirile pe care le aducea acasă. Atunci rămâneam cu tata când mama pleca în documentări. Nu lipsea mult, 2 săptămâni, 3 săptămâni. Atunci stăteam cu tata și aveam o doamnă care ne făcea menajul, care devenise a doua noastră mamă. Și-o ajuta pe mama în toate. Mama a început să gătească la 40 de ani, că până atunci a avut acest sprijin. După documentări au fost călătoriile acestea în Europa. N-am trecut de Europa. A fost o parte extraordinar de frumoasă a vieții noastre. Este o bogăție a amintirilor pe care nu ți le poate lua nimeni. Excursiile lor în străinătate erau un periplu prin muzee, străzi care erau tot ca un muzeu. Iubea muzica, dansul, spectacolele, mergeau mult la cinema. Erau tineri, legendele care li le-au spus erau că intrau la Ateneu la pauză, fără bilete și stăteau sus de tot. Și... Asta este interesant, acest tablou violoncelista, pentru că a făcut-o într-o zi. În general, tablourile importante s-au făcut de-a lungul zilelor, săptămânilor, câteodată și a lunilor. Acela este un tablou care a ieșit dintr-o dată. Aici este un moment muzical. Întreaga ei pictură se poate considera pătrunsă de muzicalitate. Multe din lucrările ei s-ar putea numi așa simfonie neterminată. Așa cum cu toată tendința și dorința de a ajunge la desăvârșire, de a ajunge la lucrări excepționale, totuși lucrările parcă nu se termină niciodată. E adevărat că ea considera că atunci când a pus semnătura, este punctul care se pune la sfârșit. Termina un tablou și începeam. E al meu, e al meu, cu sora mea. Da. De cele mai multe ori pleca tabloul. Și ne întorceam de la vernisajul câte unei expoziții și a doua zi mama începea să lucreze. Cineva a dorit să o cumpere, dar noi am preferat să punem acest roșu care arată că e un tablou care nu se vinde. Și aici, și acolo, și acolo, la câteva dintre tablouri, la care ținem foarte mult înainte, nu se punea această problemă cât timp ea trăia. Ea spunea, putem să vindem, că fac eu altele, dar acum nu mai face altele. Așa că nu putem renunța la ele. Cum sunt puse tablourile așa, ca să dialogueze între ele, să arate apropierea lor, așa era la fiecare expoziție. Iar în culmea discuțiilor, ea intervenea și spunea, lăsați, hai să le ducem la galerie și acolo o să se așeze singure. Ultimul an, un an greu, foarte greu pentru ea. Aici primea misafirii, venea și după câteva secunde, câteva minute, se întorcea la fotoliul ei, pentru că vedea oamenii că discută, dar nu auzea. Și a început să refuze să și vorbească, dar principalul lucru este că n-a mai pictat.
un an întreg n-a pictat. Și este omul care a spus, sunt fericită când pictez. Și se mai întreba, ce fac oamenii care nu pictează? Iată, a învățat într-un an ce fac oamenii care nu pictează. A citit enorm, așa cum picta în fiecare zi, a citit enorm. Acolo în tăcere, în fotoliul ei, și eu încercam să o fac să picteze, n-am prea reușit, dar credeam că voi reuși, dar într-una din zile a venit fiica unei prietene, prietenă din copilărie, Elena Belu, împreună cu fiica sa, Nica. S-a așezat pe jos, pe lângă fotoliul lui Pica și i-a făcut o schiță. Și pe urmă i-a spus, acum fă-mi și tu mie ceva. Și atunci ea a văzut la fereastră căluțul care zboară, e ultima lucrare a lui Pica din viața ei. Îmi aduc aminte cu plăcere când veneam și vă vizitam. De multe ori vă găseam pe Alma Redinger la Chevaletul del Picture, iar pe dumneavoastră fie citind sau fie studiind tabla de șah. Ne puteți vorbi despre atmosfera pe care ați avut-o în atelierul Almei? Picturile ei se nășteau în fața ochilor mei. Nu numai pictura, lucrul la pictură însă, ci și gândul la pictura care va urma. Eu la 60 de ani am ieșit la pensie. Începând de atunci, deci 35-36 de ani, ea a lucrat aici în fața mea. Eu stăteam lângă ea și îi citeam. Vedeam cum se nasc tablourile, cum punea câte o linie, câte o culoare, câte o pată de culoare și apoi dintr-o dată tabloul era gata. De aceea am folosit cuvântul magic. Parcă era o magie. Care merită să fie reproduse. Că mi se întâmplă să n-am un motiv la care să vede, sau o compoziție, sau nu știu ce, caut. Atunci caut. Dar vă spun că lucrez în fiecare zi și dacă nu lucrez, nu mă simt bine. Intrând în expoziția actuală, la un moment dat, culorile m-au copleșit pur și simplu, m-au năpădit. Și marea mea durere este că nu știu să pictez. Mâinile mele sunt nepricepute. Și mergând prin oraș, mi se părea că lucrurile sunt frumoase. Mi se părea că văd prin ochii ei.